Zilnic, medicii de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Iași fac apel către cei vindecați de COVID-19 să doneze plasmă celor care au făcut o formă severă a bolii. La Iași, până în prezent, peste 100 de oameni care s-au vindecat de coronavirus au donat plasmă. Numărul lor a crescut foarte mult în ultima perioadă de timp, de aproximativ o lună de zile. Suntem în fața acestei situații foarte plăcute. Am avut zile în care au donat câte 8 persoane plasmă bogată în anticorp. Până în momentul de față au fost recoltați 47 de donatori prin procedura de plasmafereză, procedură care este recomandată în special pentru faptul că se obțin 3 unități de plasmă de la același donator, spre deosebire de donarea de plasmă bogată în anticorp prin procedura standard de donare de sânge total, unde se obține o singură unitate. Astăzi, 4 persoane au venit să doneze plasmă la Centrul de Transfuzii Sanguine Iași. O altă persoană s-a prezentat la centru ieri, unde a donat plasmă pentru a treia oară. Au donat, după cum vă spuneam, 47 de persoane prin procedura de plasmafereză și 77 de persoane prin procedura clasică recoltare de sânge total. Astăzi, de asemenea, avem 2 persoane care au donat prin procedura de plasmafereză și 2 prin procedura clasică de recoltare de sânge total. Pentru a putea dona plasmă bogată în anticorpi COVID-19, persoanele respective trebuie să îndeplinească obligatoriu toate condițiile unui donator de sânge total sau unuia de plasmă. În primul rând, orice donator de plasmă bogată în anticorp trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate și toate aceste criterii ca și oricare alt donator de sânge. După ce a trecut această etapă, persoana respectivă trebuie să facă dovada că a trecut prin boală pe baza biletului de ieșire din spital, a scrisorii medicale, și bineînțeles că trebuie să existe un interval minim din momentul în care, de exemplu, persoana a fost confirmată printr-un test PCR pozitiv. Deci intervalul minim este de 28 de zile. De asemenea, minim 14 zile de la un test PCR negativ sau 14 zile de la ieșirea din izolare sau din carantină. Sau în cazul în care persoana nu a fost nici internată, nu a fost nici diagnosticată printr-un test PCR, însă a avut simptomele caracteristice infecției cu SARS-CoV-2, se poate duce să-și facă o dozare de anticorpi specifici și în cazul în care valoarea acestor anticorpi a IgG-ului specific îndeplinește o anumită valoare, trebuie să aibă un anumit prag, de asemenea el poate să fie acceptat în donare. La spitalele COVID și la spitalele suport din Iași sunt ocupate 478 de paturi, dintre care 48 de paturi la ATI. Medicii recomandă în permanență ca pacienții care s-au tratat de COVID să doneze la Centrul de Transfuzii Sanguine Iași.